Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, editura Humanitas Fiction își continuă și ea lansările din colecția Raftul de Nisei, cele mai noi titluri din literatura americană. Avem un scriitor și o scriitoare și două romane care au fost publicate în același an, în 2013. Invitatele și invitatul meu pentru această lansare sunt de la dreapta la stânga, criticul literar Simona Preda, binevenit Simona, alături de domnia sa se află scriitorul și jurnalistul Andrei Crăciun, iar în stânga mea criticul literar Dana Pârvan. James Solter este scriitorul cu care începem lansarea noastră. Este unul dintre the great novelists, unul dintre mari romancieri americani, care s-a născut în 1925 și a murit în 2015. Este considerat unul dintre cei mai importanți scriitori americani de talia lui Philip Roth, de talia lui John Updike. Începem publicarea lui în colecția Raftul de Nisei cu ultimul roman, cu tot ce este, What the Tees. Este romanul tradus excelent de Radu Paraschivescu. L-aș invita pe Andrei Crăciun să ne vorbească despre acest mare roman al lui James Solter.